Prognoză pozitivă pentru România din partea Băncii Mondiale. Potrivit instituției, țara noastră ar urma să înregistreze în acest an o creștere economică de 2,9%. Estimările sunt mai bune față de cele din luna aprilie, atunci când datele arătau că România va consemna o majorare modestă de 1,9%. Discutăm aceste date cu domnul Mircea Coșea, profesor și analist economic în direct alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Salută, doamnă, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Iată așadar, creșterea economică anul acesta, estimările sunt ceva mai bune față de cele avansate în luna aprilie, într-un alt raport, atunci când instituția financiară internațională a arătat că România va consemna un avans modest de 1,9% în acest an. Ce s-a schimbat între timp? Pe ce se bazează aceste date? Doamne, interpretarea acestor date este și de bine și de rău. E de bine, pentru că, sigur, e o creștere față de luna trecută. E de rău pentru că e mult sub estimările pe care România le-a făcut la începutul acestui an. Să ne amintim că era 4,8-5,2% creșterea. Dar asta e criza. Deocamdată să zicem că e mai bine. De ce? Care sunt cauzele? E complicat de spus, pentru că economia are regulile ei. Însă sunt câteva elemente care trebuie să le scoatem în evidență. Conform statisticii, asistăm la o creștere a investițiilor străine în România. Poate unii se miră de așa ceva, dar este o creștere de 27% a investițiilor străine în luna la care ne referim. Pe ce se bazează asta? Probabil pe faptul că România beneficiază de o siguranță absolută în condițiile războiului din Ucraina, ca urmare a apartenenției la NATO și mai ales ca urmare a asigurărilor pe care Statele Unite, prin prezența trupelor americane în România și nu numai și a celor altor țări, se prezintă ca o țară care nu poate fi nici într-un caz atacată de cineva. Este o țară sigură și atunci investițiile vin mai bine. Al doilea motiv, cred că este acela legat de recolta agricolă. Ultimele estimări arată că recolta agricolă de anul ăsta va fi puțin mai bună decât cea estimată ca urmare a secetii. Cel mult 20% va fi pierderea față de anul trecut, care a fost un an absolut de record. Deci România va avea și în acest an o producție agricolă bună, ce înseamnă asta, cereale în principal, care în condițiile pieței actuale, care urcă prețurile fiecare zi, ne gândim la ceea ce se întâmplă în Ucraina, bineînțeles, România va avea posibilitatea să obțină avantaje mai bune. În al treilea rând, cred că este această măsură pe care guvernul a luat-o, ca să garanteze că anumite reforme se vor face în România. Reforme pe care și Fondul Monetar și Banca Mondială le cer de mult timp. Reforma pensiilor și a salariilor. Faptul că România a încheiat un acord cu Banca Mondială pentru formularea și punerea în aplicare a unei noi legi a pensiilor, arată că avem această decizie politică și că lucrurile merg în direcția preconizată de aceste instituții. Deci sunt câteva elemente, poate sunt și altele pe care nu le știu acum, care cită o anumită legătură pe domeniul comerțului internațional, a contractelor pe care România le primește de la mari producători de automobile. Sunt intențiile României declarate și legate de o realitate clară, de a deveni un producător important de baterii electrice. Toate astea, în ochii celor care se gândesc la felul cum evoluează România, sunt elemente pozitive. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla până la sfârșitul acestui an, pentru că efectele crizei, în general cele legate de energie și de inflație, vor veni spre sfârșitul acestui vers. Să vedem atunci cum vor evolua lucrurile, dar acum, în acest moment, trebuie să fim mai fericiți decât ieri, că am mai urcat puțin, dar să ne gândim că, de fapt, România ar fi putut să aibă un ritm de creștere mult mai înalt, în jur de 5%, dacă nu interveneau aceste nenorociri și, în principal, războiul din Ucraina. Vă mulțumesc!